Au mai fost două lucruri care s-au întâmplat în ultima vreme și nu se mai întâmplaseră o vreme. Amenințările la adresa jurnaliștilor. Am avut două jurnaliste care au fost amenințate cu moartea și ele și una dintre ele și familia dacă continuă să-și facă meseria. Este vorba de Emilia Șercan și Diana Oncioiu. Autoritățile au reacționat în ambele cazuri prin presiune publică și s-au uitat la cine au reușit să identifice pe cei care au făcut amenințările. Și a mai fost ceva ce s-a întâmplat foarte recent. În ultimele zile au fost atacuri la adresa jurnaliștilor care publică lucruri care supără. Și este cazul unei ziariste de la Digi24 care a fost reclamată la șefii ei de către managerul unui spital pentru că a îndrăznit să facă un material despre o femeie a cărei față a fost arsă în cadrul unei operații care s-a întâmplat în spitalul respectiv. Și am mai fost Aș mai adăuga aici, apropo de ce am învățat în ăștia 30 de ani și la ce ne așteptăm în următorii moving 30. On, adică a trecut această perioadă politică. Dar acum se schimbă ceva în așteptările voastre privind libertatea presei și la relația noastre, presei cu autoritatea? Lucrurile se schimbă tot timpul pentru că noi, eu cel puțin, sunt un optimism patologic. Cristina este mai ponderată în așteptări. Ea are dreptate, probabil. Mai trebuie să fii optimist ca să poți să faci meseria asta tot timpul. Mi-aș dori foarte tare ca libertatea de exprimare să fie înțeleasă și asumată ca valoare fundamentală a societății. Oamenii se bucură de această libertate, dar nu, o să folosesc un termen greu și urât, n-au conceptualizat-o. Deci trăiesc în această libertate, se bucură de ea, o utilizează, dar nu au înțeles cât de importantă este ea pentru bunul mers al societății. Și am văzut o oglindire a acestui lucru în reacția publicului la anchetele RISE. Atâta timp cât personajul la care făcea referire ancheta era detestat public, munca jurnaliștilor a fost apreciată. În momentul în care personajul era mai puțin chestionabil, au fost aceiași jurnaliști utilizând aceleași metode și în care aveam de presupus aceeași încredere, au fost imediat taxați drept vânduți, mercenari și așa mai departe. Deci n-am înțeles noi ca societate încă adevăratul rol al jurnalistului și anume acela de a expune faptele, nu de a împărți vinovății, nu de a stabili cine e bun și cine e rău. Rolul jurnalistului este să pună faptele pe masă și să descrie contextul în care acele fapte s-au petrecut. Ce credem noi despre acele fapte și cum reacționează autoritățile este o cu totul altă problemă. Deci visul meu este ca într-un viitor controlabil, poate îl mai apuc, să văd că libertatea de expresie este înțeleasă corect, este apreciată și că oamenii pun preț pe ea. Și să vină zona moderată, cred că aici sunt două paliere distincte. Cred că presiunea trebuie pusă pe autorități, pentru că acolo nu există ideea că ei nu știu sau că nu înțeleg sau că nu le-a fost explicat, pentru că un reprezentant al statului trebuie să accepte, chit că nu-i place, chit că nu e fericit, chit că și-ar dori altfel, că jurnaliștii sunt acolo să pună întrebări și nu în general să pună întrebări ușoare, ci întrebări care au legătură cu interesul public și cu lucrurile importante pentru societate. Iar aici cred că este treaba noastră a profesiei și a organizațiilor care susțin profesia să pună presiunea asta pe autorități.
În același timp, cum spunea Ioana, la nivel de public lucrurile sunt un pic mai complicate și ăsta e momentul în care noi am zis că e nevoie să intervenim cu un program strategic și sistemic de educație media. Să lucrăm cu profesori, cu elevi, cu oameni, cu publicul, să învățăm de ce jurnalismul este important, de ce este important să plătești pentru conținut, că există o pătură, cel puțin generația tânără, care plătește pentru muzică, plătește pentru jocuri, plătește pentru filme, dar nu-și pune problema să plătească pentru informație și pentru conținut jurnalistic, să se uite un picuț la diferența dintre fapte și opinii, și asta este una din direcțiile noastre de viitor, pentru că noi credem că jurnalismul și jurnalistul poate să mai existe atâta timp cât există un public care înțelege, așa cum spunea Ioana, nevoia de libertate de exprimare și nevoia de a avea jurnalism care să răspundă nevoilor tale de cetățean. Și nevoilor și nu neapărat preferințelor tale. Că asta există. Ultima întrebare. S-au terminat alegerile prezidențiale. A fost o campanie, ați văzut și voi cum a fost? A fost o campanie, a fost, da. Sau n-a fost? Da. Și rezultatul v-a arătat, adică prezența la vot a arătat că această campanie n-a reușit să adoarmă exact electoratul, cumva. Jurnalistic vorbind, voi cu ce ați rămas după această campanie? Care a fost, dacă a fost un element esențial din punct de vedere media legat de... Aici optimismul meu patologic... Având în vedere că toate alegerile din trecutul României au fost marcate cumva de presă. Da. Aici optimismul meu patologic, de care vorbeam un pic mai devreme, cedează în fața evidenței. Aș putea spune că victoria domnului Iohannis n-a fost câștigată prin presă, ci a fost câștigată chiar împotriva presei. Nu pentru că dânsul a avut un discurs în sensul acesta, ci pentru că s-a expus extrem de puțin și în timpul mandatului și în perioada campaniei electorale. Dacă ar fi să trag o concluzie, este destul de îngrijorătoare pentru mass media. Mass media nu mai este the kingmaker. Oamenii își pot forma opiniile și pot vota în concordanță cu aceste opinii în afara luminării din partea mass media. Iar aici cea care pierde teren major este televiziunea. Deci, ești de acord cu Gabriela Firea și influencerii care au decis alegerii? Nu aș putea să spun că influencerii au decis alegerile, dar aș putea spune că oamenii își formează opiniile într-o manieră pe care noi nu o cunoaștem. Și dacă nu o să ne aplecăm să vedem care este consumul mediatic al oamenilor, care sunt acești influenceri, pentru că influencerii la care se referea doamna Firea sunt probabil cei 3, 4, 5, 10 oameni pe care îi urmărește domnia sa pe Facebook. Eu cred că influencerii sunt alții. Și atunci ar trebui să vedem care sunt aceștia și cum facem ca ceea ce noi am numit până acum agenda publică pe care o prezenta mass media poate ajunge la public. Noi am făcut un studiu în cadrul proiectului de care vorbea Cristina, un studiu pe adolescenți 14 la 19 ani despre consumul lor mediatic. Nu consumă aproape deloc medii tradiționale, ziar, radio, televiziune, nu îi interesează nimic altceva decât informația pentru școală și informația pentru divertisment. Ce facem cu această agendă publică? Cum facem ca acești copii să devină la un moment dat, probabil nu la 15 ani, cum avem noi așteptările nerealiste, dar la 18-20 de ani, cum îi facem interesați de treburile publice, cum facem ca aceste treburi publice să ajungă la ei, în condițiile în care ei nu mai consumă medii tradiționale. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, dacă este să rămân cu ceva în urma acestei campanii electorale, este că trebuie să ne uităm, să vedem de unde și iau oamenii informații. Și cred că eu mă uitam
că în campania asta au lipsit multe lucruri și unul din lucrurile care, din fericire, au lipsit, dar cred că nu vom mai avea luxul la anul, în următoarele două campanii electorale, este un val uriaș de dezinformare și de manipulare în zona, în zona de online. Și nu a lipsit, și a lipsit, s-a văzut mai mult în tur al doilea, când a fost un pic mai multă miză din partea celor doi candidați să se bată un picuț în campanie, dar nu s-a văzut discurs populist foarte mult, nu s-a văzut accentul foarte puternic pe naționalism, pe demonizarea unor categorii sociale, dar eu cred că va trebui să ne pregătim foarte mult pentru ceea ce urmează în următoarele două campanii, uitându-ne la cum au fost campaniile electorale din jurul României, care ne pot arăta cât de complicat și cât de jos poate să ajungă discursul în spațiu public. Deci spui că această campanie, aceste alegeri nu sunt relevante pentru ce urmează anul viitor. Eu cred că anul viitor va fi mult mai rău și mult mai dur mesajul, și s-a văzut și în presa locală și cu ziariștii cu care am vorbit. De fiecare dată au fost politicienii, nu le-a păsat. Au dat câteva advertoriale, au fost ceva publicitate, au fost întâlniri unul la, cu oamenii, cu cetățenii, dar pregătirea aia pe care o simți înaintea unei campanii electorale acum a lipsit cu desăvârșire și ideea ar fi că se pregătesc pentru următoarele două care sunt mai serioase. Discutam cu un vechi colaborator de-al nostru care lucrează la o televiziune din Iași, conduce o televiziune din Iași, de la unul dintre marile partide cu candidați în forță în alegeri, fondul pentru campania electorală a fost de 4.000 de lei. Cred că dacă punem mână de la mână, noi, ăștia trei, putem să ne facem o campanie electorală la banii ăștia. Cam asta e. Iar apropo de dezinformare, în ziua alegerilor eu am văzut două tentative masive de dezinformare care, să mă scuze publicul, s-au fâsâit. Aceea cu susținătorul penelist care a asasinat cu un cuțit un susținător PSD-ist într-o circa secție de votare, și pentru că unul nu era suficient, mai spre seara a apărut citirea cu deja trei oameni au murit în interiorul secțiilor de votare. Ai o bulă foarte interesantă. Bula, eu mențin, o cultiv, am tot felul de idei și de curente circulând prin ea. Aceste informații au fost întâmpinate mai degrabă cu hohote de râs decât cu așteptata furie. Deci nici dezinformarea nu mai e ce a fost. Da. Dar va veni. Va veni. Mulțumesc.